Doamnă Bodric, haideți să încercăm să ne amintim de chiar ne interesează anul 40-28 iunie. Da. Unde v-a prins pe dumneavoastră? Păi noi ne-am prins la Chișinău. Părinții mei au plecat în vizită la niște prieteni tocmai în acea seară. Eu am rămas acasă singură cu menajera noastră, care aveam atunci. Erați foarte tânără, câți ani și-o aveați? Da, aveam 14 ani, abia am plinit, da. Abia terminasem cursurile școlare, fiind la sfârșitul lunii iunie, eram în vacanță, în începutul vacanței. Și la un moment dat a venit o prietenă a familiei. A venit o doamnă foarte îngrijorată ca să anunțe pe părinții mei. Ea nu știa dacă ei au fost sau nu, nu știa dacă sunt acasă. Și a venit să-i anunțe că s-a anunțat la radio că Uniunea Sovietică a dat un ultimatum României și că acest ultimatum a fost acceptat și că deci urgent trebuie să procedăm la aplicare. Dânsa a anunțat acest lucru și deci m-a sfătuit să merg îndată după părinți, că eu știam unde s-au dus la ce prieteni. De erați copilă. Da. Înțelegeți ce se întâmplă? Am înțeles că eu mă interesam de politică în general, dar să știți că da, adică așa cum te putea interesa atunci, sunt cam rade, eram la curent cum mers războiile, nu mă interesau lucrurile astea. Așa încât ce am făcut eu a fost îndată cu menajera noastră împreună, că era deja 9:30 seara, cred. Așa, am plecat de acasă, am angajat un birjar, cum se numea la noi, atunci erau trăsuri cu cai, nu erau taxiuri ca să iau un taxi. Și m-am dus, deci, ca să chem pe părinții mei acasă. În drum însă m-am întâlnit cu ei, care la rândul lor au aflat vestea, pe care am aflat-o și eu, și veneau spre casă, urgent. Și trăsurile noastre s-au întâlnit, au ajuns acasă, tata a plătit ambele trăsuri ca să ne aștepte până ce vom reuși să ne facem bagajele. Le-a promis să le dea oricât, dacă vor sta lângă casă, cele două trăsuri, ca să le putem încărca cu ce se putea încărca. Adică din start nu s-a pus problema că le mâniți sau... Nu, niciun caz. Niciun caz. Tot timpul eram, tatăl meu era hotărât și părinții mei să plece, în primul rând pentru că nu era de acord nici cu stăpânirea rusească, nici cu acel ultimatum dat României în felul în care s-a dat. Și pe lângă asta, dânsul a avut și lucrări care puteau compromite foarte mult în fața statului sovietic. Ba chiar ar fi însemnat o deportare, o arestare. Sigură era. Sigură. Dacă nu, chiar executare, că în primii ani cam așa s-a procedat la Chișinău, că au fost foarte mulți, pur și simplu, nu numai deportați, dar chiar și uciși la fața locului. Și cât eram hotărât, în orice clip să plecăm. Tata, deci, s-a înțeles cu cele două trăsuri care stăteau și așteptau câteva ore bune până când mama s-a putea să facă bagajele. Ea era foarte expeditivă și organizată și nu-și pierdea cumpătul. Așa era firele ei și s-a apucat să facă bagajele. Mi-a spus și mie, pune deoparte niște lucrușoare de ale tale pe care vrei să le iei, la care ții mai mult. Numai că eu m-am zăpăcit și nu m-am simțit, am zis, mie nu mi-e bine și m-am întins pe pat. Într-adevăr, mi s-a făcut puțin de rău, de stres, de emoție. Și până la urmă nu mi-am luat nici nou aparat fotografic pe care îl tocmai primis în cadou de la părinți și câteva lucrușoare pe care puteam foarte bine să le primim. Atunci un aparat fotografiat era un cadou... Da, da, l-am primit de ziua mea, da. Sigur, era ceva, da, primul meu aparat fotografic. Așa încât n-am fost de niciun folos și repede deci s-au făcut bagajele, mama a apucat și a putut să bagă niște cufere, cât s-a putut lua între cele două trăsuri și cam pe la ora 12, cred, noaptea sau chiar mai devreme, am plecat spre gară. Când am ajuns însă la gară, tatăl meu s-a dus să cumpere bilete, dar era coadă. Era coadă la bilete și la depus bagaje, pentru că aveam niște bagaje mai mari totuși. Și n-am reușit să plecăm cu primul tren, că așa doream noi, chiar la 12 noapte. Am fost primul tren să plecăm, dar tatăl meu n-a apucat și am rămas pentru ca să așteptăm următorul tren, care era cam pe la 6 dimineața, mi se pare. Și am rămas să așteptăm în gară. Între timp a venit menajera noastră
pe care mama a rugat-o să treacă la, să treacă acasă, să mai ia un pardesiu de-al meu pe care îl uitase acolo. Ea s-a dus să ia pardesiul, dar odată cu pardesiul l-a adus și câinele nostru, pe care părinții nu au avut curajul să-l ia, un setter irlandez foarte frumos și pe care toată familia îl ia, și pe care părinții nu au avut curajul să-l ia de la început, gândindu-se că poate nu vom apuca nici noi să încăpeam între el, dar cu câine nici nu vom fi lăsați. Așa încât și câine i-a apărut. Și ne-am bucurat foarte mult, pentru că totuși nu era aglomerația așa de mare, cum ne-am fi putut aștepta, fiindcă mulți nici nu știau. Nu toată lumea a ascultat la radio acest ultimatum, încât mulți au aflat abia a doua zi dimineață. Mai mult decât atât. Noi, pe la 6 dimineața, am putut să intrăm în tren, nu era panică, încă lumea nu aflase. Dar pe parcurs s-a urcat un ofițer român, la una din stații, și s-a mirat, tocmai cumpărând ziarul de dimineață, s-a mirat de aceste ultimate de care fac deci, mama mea. Da, ce aflați din presă, da? Și zice, băi, de mine, dar uite ce s-a întâmplat, e un ultimatum, la care părinții au spus, păi da, tocmai de aceea suntem noi în tren și de aceea plecăm. Eu nu știam nimic, a fost ceva fulgerător, pentru că Uniunea Sovietică n-a așteptat termenul pus de acest ultimatum și au intrat armatele mai înainte de acest termen. Îndată, la miază, mi se pare, sau chiar mai devreme, au și intrat în anumite regiuni. Însă, noi am reușit să ajungem la Iași, cu bine, tata avea închiriat acolo o locuință, pentru că el, de fapt, avea deja cartierul la Iași. Ținea cursuri și la Iași. Da, de fapt, la Iași, el, din 38, a avut loc o reformă a învățământului și în urma acestei reforme el a fost toate catedrele laice de la Facultatea de Teologie au fost transferate în alte, la București sau la Iași. Și tata a fost numit la Iași și și-a închiriat acolo și o locuință, cu atât mai mult cu cât el a prevăzut că mai devreme se va mai trebui. Nu se va produce. Da, se va produce, da. El fiind istoric, exact, e problemă de timp. Om informat, nu înțelegea. Și Uniunea Sovietică se lăuda atunci cu forța ei și trebuia să și-o manifeste, mai ales în țările vecinate. Și s-a mâncat și tutul din ea. Unsă, nu aveam casă acolo, aveam și niște prieteni în care erau, nu știu, 3 sau 4 camere câte erau acolo, însă o cameră a fost închiriată, ba chiar două a fost închiriate. Una a fost închiriată, tatăl unor prieteni și alta unor chiar stăteau niște studenți acolo. Și deci aveam unde să stăm și ne-am instalat acolo. Însă totuși nici acolo n-am stat prea mult, am stat numai o lună, pentru că nu era liniște la graniță. Tot timpul armatele se mișcau acolo și tata avea un prieten major în armata română, pe care l-a cunoscut el cândva, la Bălți și care i-a promis că în cazul în care va fi o mare primejde de invazie sovietică, îl va anunța la timp că se poate pleca. Deci asta și făcut. A venit într-o seară la noi acolo și a spus să știți că armatele sunt aici pe lângă Prut și e așa de aproape că e într-o oră pot fi la Iași și nu aveți timp să plecați. Și mama mea foarte antrenată cu drumurile, a întrebat și când, cât de repede trebuie să plecăm. Chiar acum, clipa de față, nu, s-ar putea și mâine să plecați, n-ar fi prea târziu. Și merge să Pitești, acolo mi-am dus și eu familia, pe mai departe de graniță, ducesem acolo. Și asta s-a și făcut. Peste o zi ne-am mutat la Pitești, unde aveam prieteni, deci acolo am stat la hotel, sfârșit, până când în sfârșit, în toamnă, ne-am stabilit la București. Tatăl meu însă avea cateză la Iași. În toamnă, în 40. 40. Tatăl meu avea cateză la Iași și făcea navieta. Întâi făcea de la Chișinău, când acum de la București. Acum de la București distanța era mai mare, totuși acesta cred că a fost un noroc, pentru că atunci când s-au produs arestări, cei care erau arestați la Iași erau... Dar arestările au început de acum în 41? Da, chiar. După când... Nu, atunci încă la început nu. Arestările au început în 41, a fost război, au fost nemți, au fost englezi, germane, atunci nu. Dar după 23 august. Da, atunci a fost mare primejdie și... Cum de un profesor Asceta? Ei, uite, asta îmi spun eu. Tocmai pentru că era și la Iași și la București.
Cei de la Iași au fost aristați acolo și au găsit clienții pe ei lor acolo, care stăteau tot timpul acolo. Iar cei de la București aveau și fost miniștri și oameni politici care trebuiau aristați în primul rând. Și deci el nu era în prima listă. Da, cred că... Avea o linie de partid? De... Nu, el a fost scos din învățământ în 47. A fost o serie de profesori care au fost scoși înainte de vreme la pensie, între care s-a numărat și el, era și George Bărtean și alți profesori de prestigiu, care a fost scos pentru că nu era pe linie. Însă... Așa spunea, nu era pe linie. Da, nu era pe linie, nu erau, cum să zicem, nu mai erau de actualitate. Și deși nu avusese încă vârstă și deci a primit o pensie foarte mică, că nu avea vârstă de pensionare, încă era cu câțiva ani mai avea de stat. Însă cred că de faptul că cumva cei de la Iași au arestat pe cei de ai lor, bara s-a găsit cineva de la Iași, care i-a trimis o carte poștală anonimă, în care îi scria că nu se va liniști până nu va preda legat rușilor. Exact așa. Tatăl meu a ghicit cine e, pentru că a fost un, mă rog, era el un candidat la un post la facultate, la asistență, la profesia, și pe care tatăl nu l-a preferat. A preferat un alt contracandidat al lui la un examen și el ca să se răzbune. Da, și tata a găsit undeva o dedicație din partea lui pe o carte și a comparat scrisul și a dat seama că este el și i-a răspuns: cine ca și slapă groapa altă, ea cade singură de ea. Și el n-a mai făcut acel denunț că s-a îmbolnăvit, se pare, de febră tipoidă întâmplător sau așa ceva și pe urmă, după ce s-a făcut bine, n-a mai activat în niciun fel. Așa că tata a putut să scape. Totuși, la noi mai venea uneori au fost așa niște persoane cam suspecte. A venit un domn odată când eram eu singur acasă și mi-a spus că e de la Ministerul Propagandei. Și un domn care mi-a pus câteva întrebări, unde am stat, ce am făcut, tata, adresele noastre, dar se gândea că el știa totul. Că nu mai vroia să-i confirm. Și când a ieșit din casă, m-am văzut că a intrat vin la vicin ca să ceară cartea de imobil. Și de obicei așa se proceda înainte de arestare privată. Însă, de data asta, totuși nu s-a produs. Însă, a fost privat de când tatăl meu l-a dormit acasă, a dormit la mătușa mea, la soră sau în altă parte, ca să nu stea acasă. Dar a trecut cu banii, că ne-a ajutat Dumnezeu. Probabil că l-a ajutat și faptul că n-a fost implicat direct în politica, în politica activă, nu în politică de partid. El a făcut întâi, a fost în Partidul Național Țărănească. A fost, da. Da, a fost în Chișinău. Însă, pe urmă, a fost dezgustat de moravele de partid, da, care și ei s-au vinurit. Pe vremea aceea, cel puțin la Chișinău, era o gașcă, unele lucruri l-au deranjat și a abandonat politica de partid. Mi se pare chiar în 38, așa că și asta a fost în bine. Da, deci s-a dedicat științii și că el nu prezenta, da, pericolul cel care l-a, da, el s-a venit să se ocupe numai de științe și la Iași nu, și nu s-a mai interesat unde e Partidul Țărănesc și nici o politică. Deci ați putut să faceți studii, nu au fost limitări? Nu, în mod special nu au fost, însă erau vremuri grele. O să vă spun așa un mic amănunt care nu e legat. Unde noi am avut o colegă de pildă, după comunismului, o colegă de liceu, care a fost și colega mea de conservator, chiar colegă de bancă, care s-a dus la bibliotecă franceză să copieze un model erotic, căutau niște jurnale de modă. S-a făcut o razie acolo și toți cei care au fost prinși au fost arestați și duși la jilală, unde ea a stat 3 luni de zile, până când i-au dat drumul cu o reabilitată. A putut să-și continue studiile, dar a stat 3 luni la pușcărie sub pământ. Numai pentru că s-a aflat la biblioteca franceză, ceea ce mi se pare că nu era de recomandat. Da. Niște întâmplări care par acum incredibile. Dar să ne întoarcem la Chișinău. Ce țineți minte acum din cei 14 ani? Bine, cum arăta Chișinău? Cum arăta Chișinău până la 40? Era o atmosferă bună, astăzi zic așa, că atmosfera generală era o atmosferă plăcută.
Zic, nu mi-era bine dispusă, trăiam destul de bine. Dar era un oraș rusesc sau un oraș românesc? Cum? Iată un străin, dacă vine acum, îl place ca... Cred că era amestecat, cred că era amestecat, că vorbeau și rusește. Dar cred că mai degrabă la țară erau românii mai prezenți. Adică da, orașul lui totdeauna este mai cosmopolit. Super dar, influență, da. Dar limba română se auzea în stradă. Bineînțeles, și apare de asta lumea era, în general, era antisovietică. Nu dorea ruși, nu dorea regimul comunist. Niciun caz. Dar cine dar i-am întâlnit ei la unii spacurile? Cine ai ieșit cu flori? Nu știu ce să vă spun. Cred că acești oameni așa, pur și simplu, cum să vă spun, din ăștia care n-au ce face, de curiozitate, curioși așa, să vadă că vin rușii. Probabil, nu știu cine a fost, că în orice caz n-au fost nici intelectuali, nici măcar negustor sau clasă medie. Dar, apropo, de ce s-a făcut cu apartamentul, casa unde stă dumneavoastră, la Chișinău? Eu la Chișinău am stat la facultate de teologie. Chiar în facultate, vizualizare. A, era în... Da, chiar acolo aveam deci apartament. Deci nu a fost casă particulară? Nu. La început au avut părinții locuințe închiriate, dar pe urmă am stat chiar în facultate de teologie la început, iar pe urmă, chiar în facultate, iar pe urmă am stat și în curte facultății, unde erau mai multe locuințe ocupate de profesori. Asta ultimul an acolo am stat. Dar asta nu știu ce s-a făcut după ce. După ce am plecat, n-am mai fost. Era o vreme plăcută și era și o viață artistică, asta știu, pentru că mama era profesoară la conservator și deci avea contacte cu muzicieni, cu concerte, asta, dar și tata s-a preocupat de organizarea conservatorului din municipal din Chișinău, pentru că el a fost consilier municipal și în calitatea... Da, într-o vreme a fost. Dar după război, deja n-a mai putut domnul profesor, n-a mai fost la Chișinău. Nu mai putea. Da, nu mai putea. Da. Dacă putea să ai probleme, dacă... Da, bineînțeles. Și urmă, tatăl meu a murit în 92, deci înainte de revoluție, nu se putea duce acolo. A murit în 92. El nu s-ar fi așteptat că așa de curând, după moartea lui, se va produce o schimbare. Da. Dar se părea atât de bine fixat regimul ăsta. Atât de puternic părea. Da, n-ar fi crezut. Da. Exact, s-a întâmplat. Nimeni nu credea după că credea Uniunea Sovietică. Nu și-ar fi închipuit că așa de curând, că încă câțiva ani, dacă ar mai fi trăit, ar fi apucat. El se simțea, când a plecat, însă și-a publicat, cum știți, o lucrare despre Ștefan cel Mare la Madrid și a plecat, deci, la Madrid și asta a fost după ce s-a luptat mult ca să capete pașaport. Asta a fost deja într-o vreme puțin mai liberă, să zic, în 70, da. A plecat la Madrid, dar întâi s-a refuzat pașaportul. Apoi el era foarte mare luptător, a luptat, dar a insistat. Apoi mă lăsa pe mine aici, deci era un ostatic. Sigur, da, l-aș copilul aici. Da, și deja bătrân, când el putea să-și lasă fiica, așa să plece. Deci nu aveți dreptul să mergeți împreună? Nu, niciun caz. Soția și copilul mama nu mai trăia, dar oricum pe mine nu mă putea lua niciun caz, pentru că... E normal, numai dacă lași pe cineva în urmă, atunci nu te mai poate lăsa. Da, asta este, a fost. Deci ei s-au apoi a spus că nu cere valută. Și atunci ei s-au dat $50, totuși au schimbat, mi se pare. Așa cu atât a plecat. Da, dar ce spunea el? Că în momentul în care a plecat cu avionul din țară, a simțit că parcă ceva, o greutate de pe umeri, i s-a luat o greutate de pe umeri. Această greutate a unui regim comunist pe care l-a simțit din nou la întoarcere, zice, dar când a trecut granița în România, iar s-a așezat greutatea. A revenit greutatea. O apăsare. El nu s-a plecat niciodată cu regimul ăsta. Nu, niciodată. S-a așezat o greutate, zicea, pe om. Da, pentru că cei ce a scris el nu putea să placă nici niciun caz, sigur. Chiar dacă scria în România și apăra interesele României. Da, da,
Da, orice nuanță antirusească, antisovietică, da, nu era agreată. Da, cu toate că și chiar regimul acesta nu a fost un regim, un regim opresiv, ce mai, asta este adevărat. Un regim în care lumea trebuia să se prefacă, că este foarte mulțumită, foarte chiar fericită. Fericită, să slăvească partidul, să mulțumească partidul pentru orice. Și acum lumea are o mobilitate din asta, dar... Iată, ați trecut anul 40, pe urmă început războiul 41, pe urmă toate câte au fost, și colectivizări au fost și... Da. Și ați venit și anul 89 de acum. Da. Deci ați trecut și prin Revoluție. Da, eu, da. Deci nu sperați că se va... Nu, niciun caz nu speram. Eram resemnați că asta este viața noastră în care trebuie să o ducem așa cum e. Și ne-am cam resemnat, ne-am acomodat într-un fel așa, ziceam, dacă nu ești arestat, tot e bine și ai ceva, o doarecare venit, pensie cât o fi mică sau cum. Tatăl meu la început avea o pensie foarte mică, pentru că nu avea nici ani de muncă, el se ocupa cu traduceri, cu dădea lecții de limba română la... o traducere, chiar și construcție de vapoare. De vapoare, am înțeles. Da, da, chiar a făcut și un... Da, se ducea la bibliotecă. Da, să studieze acolo, că erau probleme pe care nu le cunoștea, trebuia să scrie. Da, asta era formația oamenilor cu pregătire serioasă. Da, exact, că n-avea altă soluție decât să se pregătească pentru aceste traduceri. Eu eram studentă, deci nu câștigam. Mama era și bolnavă, deci avea destul de probleme casnice de gospodărie. Așa că a fost o perioadă grea și îmi pare rău că tatăl n-a apucat câțiva ani ca să vadă, a fost așa o fericire de a cuprins pe toți. E adevărat că poate că a fost un romantism al primilor ani. Toate revoluțiile sunt romantice. Da. Dacă ar fi să le transmiteți ceva celor din Chișinău, românilor de acolo, ce le-ați spune? Eu le-aș spune să se bucure de faptul că au posibilitatea acum de a alege cei ce vor. Și sper că ceea ce vor ei este spre binele lor și că ceea ce poate să urmeze de aici înainte va fi foarte bine pentru ei. Și faptul că pot avea libertatea de a-și alege țara în care locuiesc, de a-și vorbi limba pe care o doresc, nu cu alfabet chirilic, cum era pe vremea comunistă, și pot cunoaște și istoria adevărată pe care nu puteau cunoaște sub nicio formă, în timpul comuniștilor, pentru că istoria era scrisă la comandă, cum și la noi, nu numai la voi unde era, poate... Mai la comandă. Da, mai la comandă, și dar și aici. Comandă, da. Dar și aici. De pildă, aici s-a afirmat la un moment dat că teritoriul moldovenesc în secolul 10-12 a aparținut Kievului și Haliciului, ceea ce a fost o teză preluată de la ruși. Dar pe chiar... Da, și tata a combătut-o atunci, în perioada... Nu era simplu în anii ăștia. Nu era simplu, el a scris... Era scris un memoriu la memoriu, a protestat. La Comitetul Central. Da, da, și a fost invitat să țină o prelegere pe tema asta la Institutul de Istorie, la care au invitat pe cine au vrut, dar pe unii istorici pe care tata i-a propus pentru a fi invitat, nu i-a invitat, cum era profesorul C.C. Giurescu, care era o personalitate mare. Alexandru Gonț a fost și era... Da, atunci era un act de curaj să-ți permiți să... Păi da, 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 el era curajos, tatăl meu era curajos și când trebuia să afirme un adevăr pe care era convins pe baze științifice, era avea curajul să afirme în fața oricui și chiar am un text care a fost publicat, dar nu am lăsat și eu la Xeros, în Arheologia Moldovei. A fost publicat, da. Acest text. Mai târziu, da. Da, eu am publicat deja, dar domnul profesor Spinei din Iași, însă a lucrat, sau poate și acolo lucrează la revista Arheologia Moldovei, și el a publicat textul ăsta. Asta e revista care pune la Iași, da? Da, la Iași, dar fără critici polemici pe care tatăl de altfel le-a prezentat. El a acceptat ceva. Da, el a spus numai argumentele științifice în acest articol, fără să atace. Da, numai ca să apară, pentru că era important să se... A avut și o versiune așa strict științifică, fără niciun caracter polemic. Ceea ce însă a existat în comunicare inițială pe care era foarte important. Asta era conceptul
istoriografie rusești de a demonstra că noi venim din altă parte, provenim de la slavi, da, teritoriile da. Astea au fost teritorii ocupate, deci da, da. De slavi, și adică românii cam da, nu arăt. Da, mai mult origine slavă, da. Da. Câteva deci când se mergea în ideea asta, chiar moldovenii sunt de origine slavă. Da, așa a fost istoria, asta nu este istoria. Și sper că tine vrea să fii conștienți de acest lucru și de bucurie pe care o pot avea, cunoscând adevărul, în toate cunoscând, studiind adevărul. Eu chiar cred că mesajul ăsta o să ajungă la tinerii noștri, pentru că asta este. Cunoaște adevărul și vei fi liber.